În seara aceasta o să rămânem în acest context al plăcerii lui Dumnezeu și o să vorbim despre rugăciunea plăcutului Dumnezeu. Ce este rugăciunea? Toți oamenii știu ce este rugăciunea. Nu toți oamenii experimentează rugăciunea, nu toți oamenii folosesc rugăciunea, nu toți oamenii trăiesc rugăciunea și nu toți oamenii beneficiază de oportunitatea rugăciunii. În această seară o să spun câte ceva, cu ajutorul lui Dumnezeu, despre rugăciunea plăcută lui Dumnezeu. Rugăciunea este un fel de limbaj al Sufletului, care îl scoate pe om dincolo de limitele fizice ale omenescului, dincolo de timp și spațiu, și îl conectează cu Divinul. Datorită limitelor specifice, limitelor umane, muritorii simt să ceară ajutor de la Dumnezeu pentru că El are toată puterea în cer și pe pământ, fiind deasupra imposibilităților omenești. După cum este o copilărie să explici sau să justifici nevoia noului născut de comuniune cu mama lui, tot la fel este ridicol să explici sau să justifici rugăciunea, care e manifestarea legăturii spirituale dintre omul creat și mântuit prin credință și creatorul său Dumnezeu. Rugăciunea inspiră liniște, siguranță, zâmbet și bucurie. E metoda de scătușării de purtarea imposibilităților. E metoda de rezolvare a neputințelor. E metoda de intrare în inima, în prezența lui Dumnezeu. De cele mai multe ori oamenii își imaginează rugăciunea ca pe o cerere și ca pe un răspuns la această cerere, dar această înțelegere este prea firavă și prea egoistă. Adevărata rugăciune înseamnă să trăiești și să umbli cu Dumnezeu. Înseamnă convorbirea credinței cu El. Înseamnă respirația sufletului. Primul text din scripturi care vorbește despre rugăciune îl întâlnim în prima carte a celor 66 care compun Biblia, capitolul 4, versetul 26. Atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Rugăciunea înseamnă să cauți pe Dumnezeu, să-l chemi și să vorbești cu el. Și această metodă s-a născut în sufletul speriat al nepotului lui Adam, primul om. Pentru Enos, rugăciunea a fost inițiativa lui, a fost soluția la problemele și crizele vieții sale, a fost metoda prin care a încercat să aducă în realitatea istoriei din Edem, povestită de bunicii lui Adam și Evan. Rugăciunea însoțește întotdeauna intenția omului să se facă mai bun, însoțește întotdeauna căutarea de Dumnezeu, însoțește întotdeauna idealurile spirituale, manifestarea totodată a relației spirituale cu Domnul. Cea mai bună rugăciune izvorăște dintr-o puternică nevoie interioară sau dintr-o puternică consacrare și trăire cu Dumnezeu Creatorul. Ce nu este rugăciunea? Ce nu este rugăciunea? Înainte să încercăm să spunem ce este rugăciunea, este probabil necesar să spunem ce nu este rugăciunea, folosim metoda contrastului pentru a face diferența mai bine. Rugăciunea nu este o unealtă pe care o folosim ori de câte ori avem probleme, iar dacă nu avem, nu o folosim. Imaginați-vă lopata de zăpadă. Avem o lopată special pentru zăpadă și când ninge o folosim, dar dacă nu ninge, nu o atinge nimeni. Dacă rugăciunea e ca lopata de zăpadă, aia nu e rugăciune. ala se numește comercializarea lui Dumnezeu. Adică îl cauți pe Dumnezeu când ai nevoie de el, dar nu îl cauți pe Dumnezeu ca să te închini și să-i mulțumești. Apoi rugăciunea nu este o practică religioasă. Atunci când rugăciunea este doar o practică religioasă, ea e moartă, rece, făcută mecanic din simțul datoriei. Rugăciunea nu este o dorință emoțională. Emoțiile sunt instabile, ciclice, ele sunt dependente de împrejurările vieții. O rugăciune trebuie să fie o constantă, o hrana sufletului, permanentă. Rugăciunea nu este unealta prin care refuzăm să facem ceea ce putem face noi. Rugăciunea nu înlocuiește implicarea noastră. Ea se referă doar la lucruri care ne depășesc, doar la lucruri care sunt de competența lui Dumnezeu. Rugăciunea nu este metoda prin care îl informăm pe Dumnezeu despre ceea ce ni se întâmplă sau despre ceea ce dorim Pentru că Tatăl nostru care este în ceruri spunea Hristos știe despre ce avem trebuință Rugăciunea nu este nici metoda de a ne afișa spiritualitatea Farisei din generația Domnului au folosit practica rugăciunii să-și afirme spiritualitatea față de semenii lor Lucru pentru care Domnul Isus i-a mustrat aspru Aduceți-vă aminte că Mântuitorul Iisus Hristos în Ioan capitolul 4 o învață pe femeia din Samaria regulile de bază ale rugăciunii. Într-un loc potrivit, inima omului. Într-un timp potrivit, tot timpul. Într-o metodă potrivită, în duh și în adevăr. Ce este rugăciunea? De cele mai multe ori ne imaginăm rugăciunea ca pe o cerere și ca pe un răspuns la cerere. Dar această înțelegere, spuneam, repet, este Extrem de egoistă. Rugăciunea este cea mai eficientă metodă să-l cauți pe Dumnezeu și să-l găsești. Rugăciunea adevărată înseamnă să trăiești și să umbli cu Dumnezeu. Biblia ne spune în Geneza 5: Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. Rugăciunea e felul în care oamenii se asociază cu Dumnezeu pentru ca voia Sa să se facă în viețile lor și pe Pământ între oameni. De pildă, definiția catehismului prezbiterian spune că rugăciunea este jerfa dorințelor noastre pentru Dumnezeu, în favoarea lucrurilor conforme voii Lui, în numele Lui Iisus Hristos, dar alături de mărturisirea păcatelor și de recunoașterea plină de mulțumire a milei Creatorului. Până la urmă, dragi prieteni, de ce trebuie să ne rugăm? Părinții, bunicii noștri trăiau într-o sărăcie lucie, dormeau 3, 4, 5, 6, 10 oameni într-o cameră, de uneori pe jos, aveau extrem de multe nevoi. Noi suntem într-un într alt timp, avem condiții. Unde mai e nevoia de Dumnezeu ca să ne rugăm? Pentru ce să ne rugăm? Că avem tot ce ne trebuie. Vedeți cum gândim noi. Noi avem nevoie de Dumnezeu ca să ne dea ce nu avem. Ce săracă este această gândire și cât de egoistă poate fi. De ce trebuie să ne rugăm? Câteva dintre cele mai mari nevoi ale oamenilor sunt nevoia de Dumnezeu, de comunicare, de semnificație, de rentabilitate. Pentru orice acțiune omul are nevoie de o motivație și pentru orice motivație omul are nevoie de o rentabilitate. Adică faci ceea ce este necesar, ceea ce se rentează. Atunci când omul se roagă, este motivat la această acțiune de rentabilitatea la care speră în urma rugăciunii. Oamenii se roagă pentru multe motive lui Dumnezeu. Pentru că orice relație dintre două sau mai multe persoane se realizează, se menține și se întărește prin comunicare. Și noi trebuie să comunicăm cu Tatăl nostru. Acesta este un prim motiv pentru care trebuie să ne rugăm. Noi nu vorbim cu părinții noștri, cu copiii sau cu tovarășii de viață doar atunci când vrem să rezolvăm o problemă, ci noi vorbim din prietenie, din iubire, din respect, cu bucurie. Nu așteptăm să se întâmple ceva ca să vorbim cu el. Iată dar cum ar trebui să ne rugăm noi lui Dumnezeu și mai ales când. Hristos ne-a învățat să ne rugăm Tatăl nostru care ești în ceruri. Apoi, un alt posibil Potențial motiv este faptul pentru că Biblia ne încurajează să ne rugăm lui Dumnezeu. Spune Scriptura, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-l câtă vreme este aproape. Vechiul Testament, Cartea Isaia, capitolul 55. Apoi, pentru că ajutorul și resursele bisericii sunt la Dumnezeu. Spunea Pavel, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri și vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciunea. Efeseni, capitolul 6. Rugăciunea oamenilor exprimă încrederea lor în capacitatea infinită a lui Dumnezeu. Apoi, trebuie să ne rugăm pentru că în felul acesta îl invităm pe Dumnezeu să rezolve problemele prea mari pentru noi. Căutați pe Domnul, căutați sprijinul lui, căutați necurmat fața lui. Dacă oamenii așteaptă ajutorul lui Dumnezeu, trebuie mai întâi să-l ceară. Apoi, trebuie să ne rugăm pentru ca să rezistăm ispitelor vieții care ne-ar depăși în absența lui Dumnezeu. Spunea Hristos, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispit. Duhul în adevăr e plin de râvnă, dar carnea firea pământească, temperamentul, este neputincios. Un om separat de Dumnezeu va fi o victimă sigură a diavolului. Apoi trebuie să ne rugăm pentru a avea o viață împlinită și plină de bucurie. Pentru a avea o viață satisfăcută. Spunea Domnul, până acum n-ați cerut nimic în numele meu. Cereți și veți scăpăta pentru ca bucuria voastră să fie de plină. Un alt motiv pentru a primi putere spirituală în viața personală și în slujirea lui Dumnezeu adică în dezvoltarea caracterului, în maturizarea personală. Înainte să se ridice la cer, Mântuitorul le-a spus voi veți primi o putere când se va coboră Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori, începând de aici, de unde locuiți, Ierusalim, apoi în zona învecinată, Iudea, Samaria și până la marginile pământului. Trebuie să ne rugăm pentru lucrătorii lui Dumnezeu ca să aibă succes în slujire, Spuneam în tuitorul Matei 9, Rugați dar pe Domnul Secerișului să scoată lucrători la Secerișului. Observați, uitați-vă în contextul românesc. Oamenii vorbesc uneori urât de preoți. De ce? Întotdeauna sunt calomnioși sau uneori au dreptate? Vedeți? Hristos spunea să scoată Dumnezeu lucrători, oameni cu pasiune, oameni integri, oameni care nu fac ceea ce fac pentru bani, deși toți avem nevoie de bani să trăim, iar dacă cineva e consacrat ca slujitor al lui Dumnezeu să-și primească plata, dar nu pentru asta să muncească și nu doar cât primește să muncească, ci să fie absolut consacrat să iubească pe oameni și să se pună la dispoziția lor. Apoi trebuie să ne rugăm pentru eliberarea de duhuri. Spunea Hristos, acest soi de draci nu iese afară decât cu rugăciune și post. Oamenii vor fi cu adevărat protejați și în siguranță doar atunci când sunt în prezența lui Dumnezeu. Numai El are puterea să-i elibereze de influența diavolului, care e mai puternic decât noi, dar mult mai slab decât Dumnezeu. Ce definiții ne oferă Biblia despre rugăciune? Adevărul e că oamenii au tendința să caute definiții și pentru lucrurile spirituale ca și pentru toate celelalte lucruri din viața lor. Dicționarul explicativ al limbii române, de pildă, ne oferă explicație din perspectivă umanistă, o explicație săracă și incompletă. Spune că rugăciunea e o cerere. Sau o mulțumire sau o laudă adresată de credincioși divinității. Sau e o rugă. Asta spune dicționarul explicativ. Dicționarul biblic face un pas în față oferind o explicație complexă și din perspectiva unui om care trăiește cu Dumnezeu, spunând rugăciunea înseamnă să comunici cu Dumnezeu care e creatorul lumii și împăratul universului. Nu o ființă impersonală, o putere, ci un Dumnezeu dispus să-i asculte pe oameni. Există condiții pentru a fi rugăciunea omului ascultată de Dumnezeu? Cele mai multe lucruri din viața oamenilor sunt condiționate. Vrei să-ți cumperi o pâine? Există o condiție, îți trebuie câțiva lei. Vrei să-ți cumperi o bucată de salam? Îți trebuie din nou să treci condiția să plătești. Tot la fel și rugăciunea este condiționată de o serie de factori. Care sunt aceștia? Haideți să menționăm câțiva. În primul rând rugăciunea trebuie făcută cu încredere. Spunea Pavel, fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este. Clar. Bunica spunea scurt pe doi. Evrei capitolul 11. Apoi rugăciunea trebuie făcută cu speranță. Când mergi la lucru, mergi cu speranța că vei primi un salariu. Când faci un lucru, îl faci cu speranța că vei fi apreciat. De asemenea, rugăciunea trebuie făcută cu hotărâre, cu angajament. Deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, spunea Hristos, cu cât mai mult tatăl vostru care este în cerul va da lucruri bune celor ce îi le cer. Evanghelia de Matei, capitolul 7. Rugăciunea trebuie făcută cu credință. Am spus cu încredere, cu credință. De aceea vă spun că orice lucru veți cere, atenție, când vă rugați, să credeți că l-ați și primit. Și îl veți avea. Cu alte cuvinte, să credeți că l-ați primit înainte să-l fi primit. Asta înseamnă că anticipăm prin credință. Este ca și cum l-am primit atât de puternică e credința încât în mintea noastră l-am primit înainte de a-l primi realitate. Vei spune e nebunie. Nu e nebunie, e dincolo de limita omenescului care vede numai ce vede. Lumea spirituală este dincolo de vedere. Ea e enigmatică pentru că îl include pe Dumnezeu care face minuni. Rugăciunea trebuie făcută conform voii lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte ce spunea Ioan în epistolă? Îndrăzneala pe care o avem la el este că dacă cerem ceva după voia lui ne ascultă și dacă știm că ne ascultă orice i-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care îi le cerem. Capitolul 5 din prima epistolă a lui Ioan. Apoi rugăciunea trebuie făcută cu o inimă curată. Să ne apropiem de Dumnezeu cu o inimă curată. Evrei 10. Întreb toți oamenii care se roagă au o inimă curată? Asta ați, ascult, ați auzit o grămadă de justificări ridicole în care oameni care n-au nicio idee despre Biblie și despre Dumnezeu, nici din punct de vedere teologic nici din punct de vedere empiric, adică al experienței, spun, păi dacă este Dumnezeu, de ce sunt săraci în Africa? Faptul că sunt săraci în Africa dovedește că nu există Dumnezeu. Sau eu m-am rugat odată lui Dumnezeu să-mi dea o mașină și nu mi-a -mi dat asta, înseamnă că nu există Dumnezeu. Observați ce fel de rugăciuni fac oamenii. Oamenii îl comercializează pe Dumnezeu ca să se îmbogățească. Întreb, ăsta este scopul lui Dumnezeu? Nici de cum. Când nu înțelegem scripturile și nu îl înțelegem pe Dumnezeu, suntem, suntem tentați să-l înțelegem greșit și în felul acesta să ne facem vinovați înaintea Lui. Rugăciunea trebuie făcută adresându-ne Tatălui. Spunea Hristos, iată cum trebuie să vă rugați, Tatăl nostru care ești din ceruri, sfințească-se numele tău. Nici o cerere deocamdată, ci numai admirație, apreciere, respect, considerație. Iată dar și ce este rugăciunea. Rugăciunea trebuie făcută în numele lui Isus. Uitați ce spunea Ioan, orice veți cere uh, în numele meu îl cita pe Hristos, orice veți cere în numele meu, spunea Hristos, e menționat în Evanghelia după Ioan, voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în mine, în Fiul. Apoi rugăciunea trebuie făcută inspirați, călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri și vegheați în lucrul ăsta cu toată insistența și rugăciuni pentru oameni, Efeseni capitolul 6. Rugăciunea trebuie făcută cu dorința să nu mai păcătuim. Observați care este obiectivul principal, scopul principal, să nu mai păcătuim. Să nu mai păcătuim. Aceasta e marea problemă a lui Dumnezeu. Când Dumnezeu se uită la noi, cea mai mare dilemă este faptul că noi avem în noi păcat, un lucru pe care Dumnezeu nu suportă. Nu mâna Domnului este prea scurtă ca să ne mântuiască. Nici urechea lui prea tare ca să audă, ci păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Isaia, capitolul 59. Păi rugăciunea trebuie să fie pasională, fierbinte, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Nu să mormoiem așa o poezie religioasă, nu, ci să pornească din interiorul nostru, să fim plini de pasiune, să credem ceea ce spunem, să fim convinși de ceea ce spunem, să trăim ce spunem. Rugăciunea trebuie făcută după ce am iertat tuturor celor care ne-au greșit. Ce ne-au greșit? Hristos spunea, dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte că fratele tău, prietenul tău, ruda ta, colegul tău, are ceva împotriva ta. L-ai furat, l-ai mințit, l-ai lovit, l-ai... Lasă-ți darul acolo, du-te mai întâi și împacă-te cu el. Apoi vino și adu-ți darul. Și Hristos continua spunând, și ne iartă nouă greșelile noastre după cum și noi iertăm greșiților noștri. Vedeți? De ce n-am primit eu mașină? De ce sunt săraci în Africa? <gânghe> Rugăciunea trebuie făcută având relație bună cu și de viață. Haideți să vă aduc aminte de un pasaj pe care l-a spus Petru în prima sa epistolă, capitolul 3, versetul 7. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre dând cinste femei că e un vas mai slab. Ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții. De ce? Să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Dumnezeu îi amendează pe bărbați dacă își nedreptățesc, își exploatează și își manipulează soțiile. Rugăciunea trebuie făcută cu un spirit altruist. Uitați ce spune Domnul Iisus, voi cereți și nu căpătați, pentru că cereți cu gând rău, cu gând să risipiți. Rugăciunea trebuie făcută ascultând de Cuvântul lui Dumnezeu. Hristos spunea, dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Ioan 15. Biblia are multe condiții. Ar fi o greșeală să credem că dacă împlinim una, Dumnezeu are obligația să ne asculte. Noi nu ne calificăm ca Dumnezeu să ne asculte. El nu are nicio obligație să ne asculte. El ne ascultă pentru că ne iubește și pentru că este Tatăl nostru, sub condiția că noi am devenit fiii Lui prin credință și pocăință. Rugăciunea trebuie făcută cu interes pentru împărăția lui Dumnezeu. Hristos ne-a învățat să ne rugăm vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Apoi rugăciunea trebuie făcută într-o stare de neprihănire, într-o stare de puritate. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Dumnezeu. Psalmul 66. Când ne rugăm prin Duhul Sfânt, Dumnezeu ne ascultă. Când ne rugăm cu stăruință, Dumnezeu ne ascultă, adică insistent. Aduceți-vă minte. ce spunea Hristos. Cere, caută, bate. Cere, cereți și vi se va da. Caută, căutați și veți găsi. Bate, bateți și vi se va deschide. Rugăciunea e un lucru foarte complex, extrem de complex. Rugăciunea nu este doar primirea răspunsului de la Dumnezeu în urma unei cereri, ci e timpul frumos pe care îl petrecem cu El în părtășie sfântă. Un tată creștin povestea că atunci când copilul său de 10-12 ani îi cerea bani pentru anumite nevoi personale, lua banii, îi punea în mână și îi cerea copilului să încerce să-i desfacă pumnul. Dar de fapt el avea interes să se joace cu copilul, să se atașeze emoțional de copil. Și îl lăsa vreo 5-10 minute să, 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 să se lupte pentru ca să se joace împreună. Sigur, putea să-i dea banii, dar ca un vecin, ca un unchi. Însă el era tată. Și urmărea, părtășia, prietenia, apropierea inimii cu Fiul său. De aceea, rugăciunea e felul în care Dumnezeu lucrează la desăvârșirea caracterului copiilor Săi, nu doar la răspunsul uh, cererilor și la împlinirea nevoilor acestora. După cum discuția cu o persoană poate avea multiple subiecte, tot așa și rugăciunea poate fi de mai multe feluri. Aduceți-vă aminte ce spunea Pavel în 1 Timotei capitolul 2: Vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni. Înainte de toate, adică rugăciunea este prioritară. Să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri, iată, dar deja câteva tipuri. Rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Care sunt aceste tipuri de rugăciuni? Prima, probabil, prima este rugăciunea de adorare, de închinare în fața lui Dumnezeu. Astfel de rugăciune exprimă admirația, aprecierea și adorarea Creatorului. Închinarea e manifestarea sentimentului de îndatorare provocat de bunătatea și de geniul lui Dumnezeu. Apoi rugăciune de mărturisire. O astfel de rugăciune exprimă vinovăția omului care imploră milă și iertare. Atunci se-a mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea, spunea David în psalmul 32, regele David în al treilea rând rugăciune de mulțumire. O astfel de rugăciune exprimă recunoștință și apreciere pentru abundența, absolută abundența nemeritată a binecuvântărilor cerești și pământești oferite de Dumnezeu. Mulțumiți întotdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile, spunea Pavel în Cartea Efesen capitolul 5. Mulțumiți întotdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, nu numai pentru cele bune, nu, pentru toate lucrurile. Și pentru lucrurile și pentru lucrurile, pentru toate lucrurile trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu. Asta sună straniu, dacă nu chiar complicat, pentru o persoană care nu experimentează umblarea cu Dumnezeu. Rugăciune de cerere. O astfel de rugăciune exprimă limitele, nevoile omului care așteaptă milă și bunătate din partea lui Dumnezeu. Cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Repet, bateți și vi se va deschide. Apoi rugăciunea de mijlocire. O astfel de rugăciune exprimă grija față de alții, față de nevoile altora. Familie, prieteni, cunoscuți, necunoscuți. Să prezinți nevoile și problemele altora este într-adevăr o dovadă de iubire. Pentru că cine îl cunoaște pe Dumnezeu are iubire față de Dumnezeu și față de oameni. Dacă rugăciunea de închinare este bucurie și manifestarea iubirii față de persoana iubită, dacă cererea este împlinirea nevoilor personale și manifestarea grijii față de propria persoană și față de propria familie, mijlocirea este rugăciunea pentru alții. Cine sunt alții? Oricine. Pentru alții este preocuparea pentru nevoile altora. Aș vrea să vorbesc puțin despre varietatea rugăciunii, mai concret, despre câteva aspecte practice, pur și simplu practice, nu teologice, ale rugăciunii. Adevărul e că rugăciunea trebuie să fie spontană, Exact ca o discuție cu un om. Trebuie să fie personală, flexibilă, decentă, trebuie să fie sfântă că vorbim cu Dumnezeu. Trebuie să fie curată și trebuie să exprime o stare a inimii. Dacă mă întâlnesc cu un prieten și sunt supărat, tot ce spun poartă amprenta supărării, dacă sunt bucuros. Iată dar că eu pot fi bucuros uneori sau supărat alte ori. Eu rugătorul pun în rugăciunea mea starea în care eu sunt. Hai să vorbim puțin despre poziția corpului în rugăciune. Spuneam aspecte practice ale varietății rugăciunii. Chiar dacă poziția corpului este importantă și are semnificație, în Biblie întâlnim mai multe poziții ale corpului în timpul rugăciunii, în funcție de situația și de starea în care se găsește rugătorul, adică omul care se roagă. În Biblie de pildă întâlnim oameni care s-au rugat stând în picioare. Hristos spunea când stați în picioare de vă rugați să iertați orice aveți împotriva cuiva. Apoi, cu mâinile ridicate, ascultă glasul rugăciunilor mele, Doamne, când strică către Tine și când îmi ridic mâinile spre Sfântul Tău locaș, Psalmul 28. Apoi, în Biblia spune despre Isus că s-a îndepărtat de ucenici ca la o aruncătură de piatră și a început să se roage după ce a îngenunchiat. Luca 22. Apoi, așezat în pat, când mi-aduc aminte de tine în așternutul meu, nu mă pun în pat să mă rog, dar dacă sunt în pat, mă pot ruga. În așternutul meu mă gândesc la tine în timpul priveghiurilor nopții, adică nu dorm din cauza apăsărilor, a problemelor, a fricilor, a necazurilor, a datoriilor, a suferințelor, a relațiilor frânte. Uitați ce se întâmplă, nu fac gânduri de răzbunare, ci mă gândesc la Dumnezeu, pentru că El este ajutorul în ziua necazului. Aduceți-vă aminte de Ezechia, Isaia 20. El s-a întors cu fața la perete și s-a rugat lui Dumnezeu. Apoi, o altă poziție a corpului plecat la pământ. dată Moise s-a plecat până la pământ și s-a închinat. De asemenea, Psalmul 95 spune, veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului. S-au culcat cu fața la pământ. Hristos s-a rugat așa, a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând, Tată, dacă e cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Matei 26. Hai să vorbim puțin, dincolo de poziția corpului, poziția fizică, să vorbim puțin de intensitatea și volumul vocii în rugăciune. Volumul rugăciunii variază în funcție de starea inimii și de motivul pentru care omul se roagă. De pildă, în scriptură găsim rugăciune în tăcere. Cum vine asta? Simplu, te rogi în gând, în inimă, Aduceți-vă aminte de Eliezer, când s-a rugat în inimă căutând o fată pentru băiatul stăpânului său. Și în inima lui a zis, Doamne, Dumnezeul stăpânului meu Avram, te rog, dă-mi zbânda asta și îndură de stăpânul meu Avram. Iată, stau lângă izvorul ăsta și o să pun un semn, așa și așa. Omul acela s-a rugat în gândul lui, s-a rugat în inima lui, așa cum noi uneori ne rugăm. Sau rugăciune cu Duhul, adică în alte limbi. Pavel spunea dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea e fără rog. Ce e de făcut atunci? Mă voi ruga și cu Duhul, mă voi ruga și cu mintea, le voi împleti. O altă rugăciune, de asemenea, este rugăciunea cu suspine. Sigur, când ești bucuros, nu te rogi cu suspine, dar când ești în necaz, se-a murit cineva drag, doctorul îți spune o veste proastă, rea. Tot astfel... Și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, că nu știm cum să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește cu suspine negrăite pentru noi. Roman 8 Rugăciunea mișcându-ți doar buzele. Ana din Vechiul Testament, mama lui Samuel, 1 Samuel, capitolul 1. Scriptura ne spune că era în templu și Ana vorbea în inima ei și numai buzele și le mișca, dar nu-i se auzea glasul. Sau rugăciune cu glas tare. Pe când proroceam eu, a murit Pelatia fiului Benai, Eu am căzut cu fața la pământ și am strigat cu glas tare: Ah, Dumnezeule, vrei să nimicești tot ce a mai rămas în Israel? Cartea Ezechiel din Vechiul Testament, capitolul 11. Rugăciune cântând. Frumos e să lăudăm pe Domnul și să mărim numele tău prea înalte, să vestim dimineața bunătatea ta și noaptea credincioșia ta. O rugăciune cântând. De obicei e specifică bucuriei. Rugăciune cu strigăte mari. Uitați ce se spune despre Hristos. Ia, el este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către Cel ce putea să-l asculte. Cartea Evrei, capitolul 5. Haideți să vorbim despre un alt aspect practic, pe lângă poziția corpului și intensitatea și volumul vocii. Să vorbim de timpul rugăciunii. Când e mai potrivit să ne rugăm? Rugăciunea, fiind o comuniune a inimii cu Dumnezeu, trebuie să fie permanentă. E ca și cum eu vă întreb. Imaginați-vă un băiat. Pur și simplu iubește cu tot sufletul lui o fată și sunt gata să se căsătorească în câteva săptămâni. Eu vă întreb, când e timpul când ei vor vorbi? Tot timpul vorbesc, de ce se iubesc? Înțelegeți? Când iubești pe Dumnezeu, nu mai trebuie să aștepți dimineața să te rogi, ci pur și simplu îți exteriorizezi sentimentele, le verbalizezi. Pentru că e o comuniune a inimii. Daniel s-a rugat de trei ori pe zi. Domnul Isus s-a rugat noaptea și dis de dimineață și s-a rugat ziua. Petru și Ioan s-au rugat la ora trei după amiaza. Era un timp convențional într-o comunitate acolo. Biblia ne îndeamnă să ne rugăm permanent. Adică în orice moment, oricând ne vine prin minte și putem. Pavel spune în în capitolul 5, 1 Tesaloniceni, rugați-vă neîncetat. Dar locul rugăciunii este și acesta important? Evident. Locul fizic unde se roagă un om este important, dar nu este important. Înțelegem din scriptură că oamenii s-au rugat în orice loc și Dumnezeu i-a ascultat. Domnul Isus a rugat în grădină, s-a rugat pe câmp, s-a rugat pe munte. Biblia ne învață să ne rugăm oriunde, în orice loc. Eu am patru. Am vorbit puțin mai devreme despre femeia din Samaria. Petru și Ioan se rugau în templu. Pavel s-a rugat pe o corabie în timpul furtunii, faptele apostolilor, capitolul 27. Sunt mai multe modalități de rugăciune? Da. Este rugăciunea personală și este rugăciunea congregațională, publică. Rugăciunea personală, Hristos spune, ci tu când te rogi, între în ta, în cui e ușa și roagă-te. Ce înseamnă să, să nu te deranjeze nimeni? ai nevoie de liniște totală. Ce face un lucru extrem de important. Însă e rugăciune în familie, rugăciune în biserică, rugăciune individuală și rugăciune în comun, congregațional, cum spuneam puțin mai devreme. Sunt și motive pentru care rugăciunea există riscul să nu fie ascultată. Trebuie să menționăm faptul că nu toate rugăciunile sunt ascultate, dar toate sunt auzite. Sincer să fim și noi ca părinți, tot timpul auzim când copiii ne cer ceva, dar nu tot timpul îi ascultăm, nu tot timpul le împlinim dorința. De ce? Pentru că noi, ca și părinți, avem un alt orizont și știm că lucrul acela nu e necesar. Deși copilul pur și simplu e disperat, plânge isteric, pentru că el la mințuca lui crede că aia îi trebuie. Comparația s-ar putea să aibă un iz de... de... Sigur că nu vreau să supăr pe nimeni, însă am vrut doar să spun că Dumnezeu nu e ca noi. Când el nu ne dă un lucru, nu îl dă nu pentru că e rău, nu pentru că nu are, nu că nu l interesează cererea noastră, ci el știe că trebuie să ne ducă pe un drum unde lucrul acesta nu trebuie să fie, să existe, chiar dacă nouă ni se pare că trebuie. Chiar dacă rugăciunea depinde de mila și de îndurarea lui Dumnezeu sunt situații în rugăciunea nu în care rugăciunea nu primește răspuns. Cam care ar fi motivele pentru care rugăciunea există riscul să nu primească răspuns? Păi, în primul rând, trăirea în păcat. Aduceți-vă aminte de Isaia, oricât de mult v-ați ruga, nu vă ascult, pentru că mâinile vă sunt pline de sânge. Atunci când te super că Dumnezeu nu-ți ascultă rugăciune, nu crezi că trebuia mai întâi să te uiți la mâini, să vezi dacă nu cumva sunt pline de sânge? Datorită păcatului? Sigur că vorbirea este figurativă. Păcatul trebuie mărturisit și părăsit, Altfel va deveni un mod de viață care îl împiedică pe Dumnezeu să ne asculte rugăciunea. Un alt motiv e necredința. Să cu credință, fără să se îndoiască, spunea Iacov. Iată dar, să cu credință. Atunci când un om se roagă, trebuie să creadă că Dumnezeu este puternic și ascultă rugăciunea. Neiertarea. Dacă nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru din ceruri nu vă iartă greșelile voastre. Dumnezeu nu iartă o persoană care la rândul ei nu și iartă semenii. E un fel de constrângere a lui Dumnezeu ca să iertăm pe oameni din jurul nostru, să ne restaurăm relațiile și să nu fim niște dușmănoși și niște răzbunători. Apoi răutatea și indiferența. Uitați ce spune cartea proverbelor, capitolul 21. Cine și-a stupă urechea la tu săracului, nici Dumnezeu nu îi va da răspuns când va striga cum a strigat săracul la el. Observați cum Dumnezeu încearcă să ne facă buni. Să ne iubim semenii, mai ales pe cei care sunt, cum zicea bunica, loviți de soartă. Deși nu-ți loviți de soartă. Rugăciunea este asociată cu pucăința, e asociată cu mila, cu bunătatea, cu compasiunea. Încă un motiv care ar putea împiedica rugăciunea e o gândire murdară. Uitați ce spune Psalmul 66. Dacă m-aș fi, fi gândit la lucruri nelegiuite în inima mea, Dumnezeu nu m-ar fi ascultat. Gândul Devine imediat realitate atunci când avem oportunitatea manifestării acesteia. De aceea gândul astea erau. Respingerea Domniei lui Hristos. Aduceți-vă aminte de cartea 1 Samuel din Vechiul Testament. De obicei oamenii acceptă ușor calitatea de mântuitor a lui Hristos, dar nu pe aceea de Domn. Pentru că atunci când îl acceptă pe Hristos ca Mântuitor, el oferă iertare când îl acceptă ca domn, el impune autoritate. Și oamenilor nu le place autoritatea și nici regulile. Lipsa rugăciunii face ca rugăciunea să nu fie ascultată. Nu aveți pentru că nu cereți, spune Iacov în capitolul 4. Dumnezeu nu poate împlini o rugăciune nerostită. Sau iubirea de sine, cereți și nu căpătați pentru că cereți cu gând rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Iacov 4. Iată dar, o rugăciune trebuie să fie justificată din punct de vedere al împărăției lui Dumnezeu, din punct de vedere ceresc, nu să devenim noi bogați mari și tari pe pământ. Nu ăsta e scopul lui Dumnezeu. Echilibru spiritual. Aduceți-vă aminte ce spunea Pavel când n-a fost ascultat rugându-se lui Dumnezeu într-o problemă specifică. Ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii descoperirilor pe care le-am primit de la Dumnezeu, mi-a pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. Te-ai gândit vreodată că atunci când Dumnezeu te trece printr-o încercare, Dumnezeu vrea să te țină smerit și vrea să te ferească de mândria care te-ar îndepărta de Dumnezeu? Pavel de trei ori s-a rugat. Și știți ce a spus până la urmă Dumnezeu? Harul meu ți este de ajuns, că puterea mea în slăbiciune e făcută de săvârșit. Observați, suferința este acceptată atunci când ne înțelegem scopul. Asta a spus Pavel. Un plan diferit al lui Dumnezeu. I-a lăsat din nou, s-a îndepărtat și s-a rugat a treia oară zicând aceleași cuvinte. Tată, dacă e cu putință, îndepărtează de la mine paharul acesta, l-a îndepărtat Dumnezeu? Nu. De ce? El trebuia să fie mântuitorul și nu putea fi mântuitorul decât dacă murea în locul nostru. Dumnezeu are un alt plan. Dumnezeu nu l-a ascultat pe Hristos când s-a rugat și era Hristos, nu un om ca mine și ca dumneata. Dar vă dau exemple din anturajul lui Pavel. Pavel spune, Petrofin l-am lăsat bolnav în milet. Dar Pavel, cum l-ai lăsat tu bolnav Petrofin în milet când Biblia spune că numai umbra ta, când trecea peste hainele așezate pe drum, iar oamenii luau hainele acelea și le puneau peste bolnavi, se vindecau. Și acum te rogi insistent pentru colaboratorul tău, și Dumnezeu nu-l vindeca. Este ciudat pentru gândirea noastră că unul dintre colaboratorii de bază ai Apostolului Pavel e bolnav în Milet, fără ca rugăciunile lui Pavel să-i poată rezolva problema. Noi credem că dacă ne rugăm Dumnezeu este așa un funcționar care are obligația să ne împlinească toate rugăciunile. Există multe condiții care definesc rugăciunea. Nu este doar dacă sau doar dacă, ci este un complex. Însă, permiteți-mi să vă dau un alt exemplu. Este situația lui Timotei, un alt colaborator, mult mai apropiat decât Trofin. Acesta avea probabil un ulcer la stomac sau poate o gastrită și știți ce îi spune Pavel? Bea puțin vin pentru stomacul tău bolnav. Acum, permiteți-mi să fiu puțin cam prea îndrăsneț. Ăsta e sfat de apostol? El care se ruga pentru oameni și se vindeca pe colaboratorul său, nu-l vindecă și îi sugerează să bea vin, sigur, puțin, ca medicament. Vedeți, sunt situații când ne rugăm și Dumnezeu nu ne ascultă. De cele mai multe ori nici nu știm de ce nu ne ascultă. Dar cine are încredere în Dumnezeu, știe că Dumnezeu, și atunci când nu ne ascultă, face cel mai bun lucru pentru noi. Iată, dar cât de important este să-l cunoaștem pe el și să avem încredere în el. Lipsa de timp, de pildă. Materialismul a schimbat prioritățile oamenilor, subordonând valorile spirituale în favoarea celor materiale. Încă o condiție. Sau disprețul și mândria. În introducere, când v-am invitat să ne rugăm, v-am amintit despre vame și fariseu. Și aduceți-vă aminte că deși avea merite mai bune, avea o viață mai curată, pentru că era arogan și se dătea mare cu viața lui curată, Dumnezeu nu l-a ascultat. În încheiere, aș vrea să privim doar în câteva minute la rugăciunea Tatăl nostru. Această rugăciune a fost prezentată de Mântuitorul Iisus Hristos ca un exemplu de rugăciune. El n a avut intenția să spună rugăciunea asta pentru ca noi să o repetăm neapărat. Nu, ci el a spus o rugăciune care să fie ca și exemplu. Ea e mai mult decât o rugăciune care trebuie repetată, ci este un model de rugăciune care cuprinde nevoile de bază ale oamenilor. De aceea ea este directoare și orientativă pentru creștinii din toate timpurile. Deși rugăciunea Tatăl nostru este ideal să o memorăm și este ideal și să o spunem ori de câte ori simțim, în general rugăciunea trebuie să izvorască din inimă în funcție de nevoile concrete, specifice ale clipei, ale momentului. Cineva spunea următoarea, următoarele lucruri despre rugăciunea Tatăl nostru. Să nu spui tată dacă nu te comporți ca un fiu ascultător. Să nu spui tatăl nostru dacă nu stai aproape de Dumnezeu și ești egoist. Să nu spui tată care ești în ceruri dacă nu ești preocupat de cer. Să nu spui tatăl nostru care ești în ceruri vie împărăția ta dacă tu confunzi împărăția lui Dumnezeu cu împărăția ta de pe pământ unde materialismul este lucrul cel mai important să nu spui Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău dacă nu-L respecti pe Dumnezeu. Să nu spui facă-se voia ta dacă nu o accepti atunci când nu-ți convine. Să nu spui pâinea noastră cea de toate zilele, de nu nouă astăzi, dacă nu te gândești și la alții când tu ai. Să nu spui și ne iartă nouă greșelile noastre dacă tu păstrezi resentimente față de cei care ți-au greșit. Să nu spui și nu ne duce pe noi în ispită, dar dacă ai de gând să continui să păcătuiești, să nu spui amin, dacă nu e în serios rugăciunea Tatăl nostru. Stimați prieteni, în concluzie, rugăciunea este un privilegiu, este o onoare, este atitudinea unui fiu al Tatălui Ceresc. Ea este acordată adevăraților copii ai lui Dumnezeu. Rugăciunea este cea mai înaltă activitate a sufletului. Este semnul prieteniei dintre om și Dumnezeu. Este semnul umblării cu cel prea înalt. Aceasta este rugăciunea plăcută lui Dumnezeu. Aș vrea să ne oprim, deși n-am spus decât câteva lucruri despre rugăciune, aș vrea să ne oprim și să ne rugăm, și rugăciunea aceasta să fie partea de încheiere a întâlnirii noastre. Stimați prieteni, Dincolo de religie, dincolo de forme, dincolo de tradiții, de obiceiuri, dincolo de legalism și legaliști, rămâne perspectiva relației spirituale personale cu Dumnezeu, cu un Dumnezeu pe care îl iubești, pe care îl admiri, un Dumnezeu genial, un Dumnezeu extraordinar, un Dumnezeu măreț plin de bunătate și de milă. Când nu mai ai nicio speranță, apare și îți rezolvă problema. Când nu mai exista nicio soluție și oamenii urmau să meargă în iad, l trimis pe fiul său să moară în locul oamenilor și a zămislit mântuirea pentru noi. Aduceți-vă aminte că cu 2000 de ani în urmă, când Isus a fost pe pământ, în trup omenesc, la un moment dat în călătoriile lui, învățând pe oameni, vindecându-i, milindu-i, a găsit un grup de oameni unde era o femeie și niște farisei religioși care au găsit-o, au prins-o în adulter. Și legea vremii spunea că trebuie omorâtă cu pietre. Ei au vrut să împuște cu un glonț doi iepuri. A vrut și să o omoare pe ea cu pietre și a vrut și să-l prindă pe Iisus atrăgându-l în cursă și l-a întrebat, tu ce spui să-i facem? Biblia spune să o ucidem cu pietre. Și Isus avea două variante. Să spună o o cu pietre și ar fi omorât-o? Sau nu omorâți cu pietre și ar fi spus un lucru împotriva Bibliei? Însă înțelepciunea lui Dumnezeu s-a exprimat printr-un răspuns absolut genial. Cel care nu are niciun păcat să dea primul cu piatra. Pur și simplu e copleșitor. Imaginați-vă să fim noi în locul ei. Nu neapărat adulter, Orice. Și să merităm pedeapsa. Și Isus, care e judecătorul. De fapt, el nu e judecător, e avocatul. Dar mă refer la Dumnezeu ca și autoritate. Găsește o soluție. Cel care nu are niciun păcat să lovească primul. Și știți ce s-a întâmplat? Unul cu unul au plecat. Pentru că știau că și ei au păcătuit într-un fel sau altul. Și când Hristos și-a ridicat capul, -a mai, nu mai era acolo decât femeia. Și-a întrebat-o, nu te-a lovit, nu te-a din nimeni? Nu, Doamne, spune ea. Știți ce spune Hristos? Nici eu nu te osândesc. Du-te, dar să nu mai faci să nu mai păcătuiești. Ați mai întâlnit undeva o bunătate ca bunătatea aceasta? Vedeți, de aceea vin oamenii la El. Pentru că El ascultă rugăciunea. Pentru că El iubește. Pentru că El iartă. Pentru că El vindecă. Pentru că El oferă viață veșnică. Pentru că El ridică. Pentru că El șterge lacrima. Pentru că El e Dumnezeu. El nu e ca omul el nu e ca muritorul, invidios, răutăcios, manipulator, exploatator. El este Dumnezeu. Rugăciunea cu el e manifestarea prieteniei, a adorării, a respectului, a admirației, a prețuirii. Stimați prieteni, haideți să ne rugăm! Tată ceresc! Parcă nu mai au nicio valoare cuvintele noastre în fața măreției tale. Parcă orice spunem este doar un zgomot. Mulțumim pentru prezența ta. Mulțumim frumos pentru prezența ta. Uimirea pe care o experimentăm în prezența ta face ca tăcerea să fie o rugăciune mai bună decât vorbirea. Îți mulțumim, Tată, pentru că ne înveți din cuvântul tău. Mulțumim că ne formezi, ne instruiești. Ne pregătești să te urmăm pe tine, Doamne, să te urmăm pe tine cu succes și să atingem performanța la a renunța la orice pentru tine. Doamne, vrem să renunțăm la păcat și să te urmăm. Vrem să trăim cum ai trăit tu, să răspândim milă, să fim ca tine. Te rugăm. Ascultă-ne rugăciunea aceasta. Învață-ne să ne rugăm, așa cum au spus și ucenicii, Doamne, spunem și noi. Învață-ne să ne rugăm. Învață-ne ca rugăciunea noastră să nu aibă intenția de a ne pricopsi, de a deveni superiori altora. Învață-ne să înțelegem care e voia ta. Învață-ne să intrăm, să curgem încotro curgi tu. Învață-ne, Doamne, să simțim ceea ce tu vrei. Ajută-ne să pricepem, Doamne, care-i scopul tău. Ajută-ne, Doamne, să facem din cer adevărata prioritate, nu din pământ. Te rugăm, Tată, dă-ne gândul tău. Luminează-ne mintea și sufletul. Transformă-ne, Doamne, în niște urmași ai tăi, dă-ne puterea pe care o au oamenii peste care coboară Duhul lui Dumnezeu. Ne consacrăm pentru tine, Doamne vrem să te slujim pe tine și vrem să avem compasiune pentru oameni, să ducem dragostea ta unei lumi pierdute, care datorită frustrării confundă dragostea cu sexul, cu plăcerile păcătoase și disprețuiesc pe Dumnezeu pentru că n-au gustat niciodată din bunătatea Lui. Tată, te rog, descoperă oamenilor Evanghelia. Doamne, implică în experiențe în care să se întâlnească cu tine, în care să te cunoască pe tine, să creadă și să fie mântuiți. Te rog, Doamne, ai milă de bolnavi. Ai milă de cei care trec prin situații cumplite, de cei care sunt în spital, de cei care au rămas singuri, de cei care sunt fără părinți, copii, orfani, văduve, oameni bătrâni care nu mai au pe nimeni. Dumnezeule, ai milă pentru că tu ești singura persoană care are o milă desăvârșită și imparțială. Uite de la cei care vor să se întoarcă la tine, iartă-i, dă-le curaj, Doamne, să vină în fața ta, să-și mărturisească păcatele în perspectiva părăsirii acestora. Întinde-ți mâna peste familiile care nu se înțeleg. Doamne, te rog, oprește-i să-i lase în urmă copiii fără părinți. Dă Tu lumină, Doamne, dă teamă de Tine, respect față de Dumnezeu și lucrează, Doamne, în mijlocul acestei lumi care pur și simplu e cuprinsă de anarhie o stare de nemulțumire generalizată. Dumnezeule, ai milă de oameni și descoperă le Evanghelia pentru ca să primească viața veșnică și să nu meargă în iad. Învață-ne pe toți să ne rugăm, Doamne, să ne bucurăm de prezența Ta, Doamne, și să profităm de ea, umplându-ne de bucurie, de siguranță, de liniște și de satisfacție că noi suntem cu Dumnezeu și Dumnezeu este protecția și susținătorul vieții noastre. Ne încredințăm în mâna Ta, stăpâne bun și drag. Ne închinăm în fața ta prin Hristos, Domnul nostru, și te adorăm în numele Lui. Fii binecuvântat în veci și împreună să spunem Amin.